Bună ziua, vă salută Tatiana. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru vizualizări și pentru frumoasele cuvinte scrise de dumneavoastră în urma tutorialului Alba ca zăpadă. Mă înclin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc. Astăzi voi prinde curaj și voi încerca un nou proiect, și anume un proiect care nu prea l-am văzut pe canalele noastre de YouTube. Voi face o mică vrăjitoare, pentru că luna viitoare va fi sărbătoarea Halloween-ului. Am decis să fac această micuță vrăjitoare. Și pentru aceasta vom avea nevoie de fire culoare nude sau culoarea pielii. Vom avea nevoie de un pic de mov, un pic mai mult, așa, negru, galben și un pic de verde. Apoi vom avea nevoie de melană pentru umplutură, vom avea nevoie de marker și, bineînțeles, de o pereche de ochișori. O pereche de ochișori care, apoi, dacă aveți ochișorii cu șurubul de siguranță, este foarte bine. Vom avea nevoie de croșet, bineînțeles, eu voi folosi croșetul cu numărul 3 și, bineînțeles, de acul de cusut. Vom începe lucrarea noastră, voi începe cu capul și corpul micuței vrăjitoare. Nu știu cât de mult voi putea lucra, pentru că încă nu m-am restabilit după ruptura de vertebră pe care o am, sunt încă cu corsetul și mi este greu să stau șezută, însă încerc să lucrez. În cercul magic vom porni cu un număr de 6 piciorușe scurte. Primul nu îl punem la socoteală, de acum vom face 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic și vom închide acest rând cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, așa cum am făcut în foarte multe lucrări ale noastre. Vom pune firul despărțitor sau clămița, ceea ce aveți dumneavoastră, și vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Deci, la sfârșitul acestui rând, ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am poziționat clămița în ultimul picioruș. Vom continua rândul următor lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua cu 3 piciorușe scurte, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr total de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr total de 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire.
Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. 4, 5 și înmulțirea. Obținute cele 42 piciorușe scurte, vom continua lucrând un număr de 7 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește, 7 rânduri. Lucrate cele 7 rânduri de câte 42 piciorușe scurte, continuăm lucrând 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Continuăm lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm 1, 2, 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci 18. Acum vom continua lucrând 2 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci 2 rânduri. După ce am lucrat cele 2 rânduri de câte 18 piciorușe scurte, am umplut căpușorul cu melană. În acest moment voi face schimbul de culoare. Voi pune culoarea neagră. Deci voi începe următorul rând cu negru și voi lucra în felul următor. 2 piciorușe scurte. Deci avem aici primul. Două piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Primul picioruș scurt, voi duce firele cu mine pentru un pic, le voi prinde pe dos pentru a le da stabilitate. Am cel de-al doilea picioruș scurt, iar acum voi face o înmulțire. Voi repeta pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Ajuns în acest punct, eu voi abandona firul culoare nude, în felul acesta, și voi continua cu negru. Voi face mulțirea mea și voi merge mai departe. Deci, la fel și dumneavoastră veți continua și ne vom întâlni la sfârșitul rândului cu un număr de 24 piciorușe scurte. Voi continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând
patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom lucra un total de 11 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș, așa cum se găsește, lucrăm 11 rânduri, iar apoi ne vom reîntâlni pentru a continua. După ce am lucrat cele 11 rânduri de câte 36 piciorușe scurte, continuăm. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu 24 de piciorușe scurte. Am obținut 30 de piciorușe scurte, vă rog să mă scuzați. Abia acum vom obține 24, după ce vom lucra 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului acesta vom avea 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. După ce am încheiat acest rând, am umplut corpul cu melană, iar acum vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, după care ne vom reîntâlni să continuăm lucrarea. Deci un picioruș scurt, o scădere. La sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. După ce am ajuns și la capătul acestui rând, vom continua făcând scădere după scădere și astfel vom ajunge la un total de 6 piciorușe scurte și vom încheia și această parte a lucrării. Deci scădere după scădere. Care ceea ce ne rămâne, vom închide, este culoarea neagră, fiind seară de acum la mine, cam greu reușesc să văd, chiar dacă am lumina aici. Ajunse în acest punct, vom închide cu acul pentru cusut lână. Voi scurta firul, voi lăsa cât am nevoie pentru cusut. Haideți să mergeți mai departe și să facem mânuțele. În cercul magic vom face 6 piciorușe scurte. Unu, doi, trei, patru, cinci și cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, doar către așa am reușit. Pentru rândul următor, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte.
20-12. Am făcut deja cea de-a doua mulțire, noi vom lucra singure. Am poziționat clămița în ultimul picioruș, iar acum vom continua lucrând 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. 3 rânduri. Iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra acestea. După ce am lucrat aceste 3 rânduri de câte 12 piciorușe, voi lua firul pe croșet, voi intra în primul picioruș și voi face un picioruș dublu, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al treilea picioruș dublu, iar acum le voi închide toate împreună, formând astfel degetul gros. După care vom continua lucrând piciorușe scurte pentru un total de alte 6 rânduri, deci încă 6 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Vom continua singure, 6 rânduri, 12 piciorușe scurte. După ce am lucrat rândurile de piciorușe scurte, vom adăuga culoarea violet. Adăugăm culoarea violet, vom face un picioruș scurt. Îl vom începe în culoarea nude, după care punem violet, vom închide piciorușul și voi prinde, pentru următorul picioruș, voi prinde un pic firele de dedesubt. Voi continua lucrând un picioruș scurt în felul acesta, după care eu voi scurta firul de culoare nude, să nu mă încurce în lucrare, și voi continua în felul următor. Voi lua firul pe croșet, voi intra în următorul ochi și voi repeta exact ceea ce am făcut pentru degețel. Deci un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Voi închide cele 3 piciorușe duble împreună și voi închide apoi piciorușul scurt. După care voi continua lucrând un picioruș scurt. Vom face ca un fel de floricele, de ce în culoare violet, deoarece este o culoare funestă. De obicei, culorile închise se folosesc pentru astfel de lucrări. După piciorușul scurt, în următorul voi repeta din nou cele 3 piciorușe duble. Le voi închide împreună, apoi, deci cel de-al treilea, le voi închide împreună, apoi voi închide cu piciorușul scurt. Picioruș scurt, după care voi repeta. Deci, pe întreg parcursul rândului, voi face aceste floricele. 1, 2, 3, piciorușe duble. Le voi închide împreună, voi închide cu piciorușul scurt. Piciorușul scurt și repetăm. 1, 2, 3. Le închidem împreună, închidem. Piciorușul scurt. Pentru că, chiar dacă este vrăjitoare, haideți să o facem cât de cât atrăgătoare. Să nu fie chiar foarte urâtă, pentru că altfel se sperie copiii de ea. Vom închide. Aici voi face ultimul picioruș scurt din acest rând, după care, în corespondența fiecărui picioruș scurt, voi face câte un picioruș scurt. Vom scoate afară.
în felul acesta. Astfel vom lucra cele două mânecuțe. Aici avem din nou un picior scurt. Bineînțeles, apoi le vom putea scoate în afară floricelele. Și am ajuns aici la sfârșitul rândului. Voi face ultimul picior scurt, voi tăia firul și voi închide această parte a lucrării. În felul acesta lucrăm ambele mâini. Deci, mâinile vor fi în felul acesta. Cu croșetul apoi vom scoate un pic în afară aceste bobițe, aceste floricele. Ia uitați-vă, cam așa se prezintă. Eu am lucrat pe cealaltă și pentru seara aceasta eu mă opresc aici. Deci am realizat căpușorul, corpul și mânuțele. Urmează în următorul tutorial să vedem ce lucrăm. Dacă vă place ceea ce am realizat până acum, bineînțeles, nu puteți să vă dați seama chiar din prima de ce aspect va avea. Însă, dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept în continuare alături de mine. La revedere, vă salută Tatiana!